Dragi prieteni, bun găsit la o nouă misiune a dialogului cu sănătatea. Este foarte clar că pentru mulți dintre noi viața înseamnă un amestec extrem de bogat de bucurii și necazuri. Ca societate sau ca individ, aceste suișuri și coborâșuri permanente ale vieții noastre îi dau un farmec deosebit. Și printre aceste bucurii pe care le avem, una din cele mai mari este a avea copii. Vă propunem că astăzi să participați cu noi la un dialog despre maternitate, despre copii, despre bucuria pe care ne aduc copiii și despre felul în care trebuie să îngrijim ca mame, viitoare mame, copiii pe care avem ca să avem bucurii când copiii noștri se vor naște și vor fi mari. Astăzi vă propunem un dialog cu sănătatea despre maternitate. Avem astăzi pe doamna doctor Camelia Stoica Răduț. Bun găsit! Bună ziua, bună ziua! Și vom discuta cu dumneai despre maternitate. Mai întâi, ce este gravidititatea, doamnelor? Perioada de maternitate, deci perioada de gravidititate, din punct de vedere biologic, reprezintă perioada de creștere și dezvoltare a unei noi ființe. Aceasta se dezvoltă în cavitatea uterină, deci în uterul persoanei gravide, deci al mamei, și se derulează pe parcursul a 9 luni, echivalentul a 40 de săptămâni, deci echivalentul a 280 de zile. Din punct de vedere afectiv, maternitatea reprezintă produsul de concepție și produsul dragostei dintre două persoane, deci dintre soț și soție, dintre mamă și tată. Din punct de vedere socio-psihologic, maternitatea reprezintă o împlinire a femeii, o împlinire a menirii ei de mamă cu tot ceea ce presupune aceasta. Pentru mulți însă aceasta este o simplă greșeală și îmi pare foarte rău să spun că pentru mulți, din ce în ce mai mult, aceasta este o greșeală. Maternitatea este o greșeală. Sigur, citim în ziare și aflăm de la televizor că foarte multe mame își abandonează copiii sau își abandonează produsul de concepție pentru că li se pare că este prea greu. În evul mediu se considera că omul, de când este mic, păstrează trăsăturile adultului. Homuncusul din evul mediu se consideră că este un copilaș mic de tot, de câțiva milimetri, care crește treptat, ajungând la dimensiunile fătului la naștere. Ce crede astăzi embriologia despre acest fenomen miraculos al devenirii unui viitor om? Tot acest mecanism de devenire a viitorului om, cum ați spus și dumneavoastră, este foarte complicat. Embriologia a mers până în cele mai mici amănunte, adică se știe foarte clar că, de exemplu, la o jumătate de oră după fecundație, deci după unirea celor două celule sexuale, deci ovulul provenit de la mamă și spermatozoidul provenit de la tată, deci din unirea acestor două celule sexuale rezultă o celulă unică care va conține în sistemul genetic, în codul genetic, toate caracteristicile viitoarei ființe. Deci în această unică celulă se va ști și se precizează clar dacă bebelușul, viitorul bebeluș, este o fetiță sau va fi băiat. Se știe clar culoarea părului, a ochilor, a feței. Această celulă poartă în ea înscrise caracterele viitorului bebeluș, caracteristicile de comportament, predispoziția pentru diferite boli și chiar aspecte legate de comportamentul lui. Deci este o minune fantastică, pentru că toate aceste caracteristici, ce prima celulă le va transmite la celelalte celule care se vor dezvolta ulterior. De asemenea, se știe foarte clar că la 28 de zile după concepție, celulele prin divizări succesive s-au adunat în număr de 16. Deci la 28 de zile mama încă nici nu știe dacă a rămas gravidă sau nu. Deci un ciclu care nu i-a venit, deci nu știe sigur. Asta înseamnă prima lună. Deci prima lună, deci ea nu știe încă sigur dacă este gravidă. Și totuși în ea s-a produs acest miracol fantastic. Deci la 28 de zile, deci cel grupul de 16 celule plutește 3-5 zile în lichidul aflat în cavitatea uterină, după care se fixează la nivelul mucoasei uterine, pregătite deja pentru aceasta, și va rămâne acolo și se va dezvolta timp de 9 luni. Când apar primele mișcări? Foarte multe femei
nici nu sesizează mișcările normale ale fătului în cazul în care este vorba de prima sarcină. Mereu mă întreabă gravidele pe care le am în evidență, dar cum o să simt mișcările bebelușului? Și atunci îi explic că primele mișcări fetale le va simți în jur de 4 luni, 4 luni și jumătate, și sunt niște mișcări foarte fine pentru că bebelușul, să-i zicem bebeluș, este embrion de fapt, nu măsoară decât 12 cm. Deci vă dați seama că este ceva enorm de mic. Enorm de mic, deci enorm ca dezvoltare și mic ca dimensiuni. Pentru că vreau să vă spun că la 4 luni, la 4 luni jumate, embrionul conține exact tot ce îi trebuie. Înseamnă că mișcările pe care le simte mama sunt datorate agitației fătului dând din mâini și din picioare? Dând din mâini, nuțe și din piciorușe, că vă dați seama la 12 cm cât se poate mișca de mult. Interesant este că la această vârstă nervii sunt dezvoltați, sistemul nervos este aproape, deci conexiunile nervoase și tot acest sistem este foarte bine pus la punct. Ochii sunt la locul lor, dar sunt închiși și vor rămâne închiși până la naștere. Deci are urechi, are nas, are limbă, deci capătă aspect omenesc. Are și o inimioară care bate și care se poate asculta. La câte luni se poate asculta inima? Deci teoretic BCF-urile, cum le numim noi, deci bătăile cordului fetal, se pot asculta de către obstetrician cu un stetoscop special începând cu luna a 5-a. Ele trebuie să fie cam în jur de 140 de bătăi pe minut. Care este greutatea la naștere a unui copil normal? Greutatea la naștere a unui copil normal trebuie să varieze între 3 kg, 3 kg jumătate și măsoară, deci 50-52 de centimetri. Aceasta variază de la un bebeluș la altul, vă dați seama. Deci vreau să repet, acesta la termen are 9 luni, deci echivalentul la 40 de săptămâni, echivalentul la 280 de zile. Fiecare mămică poate să-și facă calculul și să stabilească în funcție de aceasta data probabilă a nașterii. Bine, deci dacă copilul are 3 kg și jumătate în medie, înseamnă că o femeie gravidă ar trebui să aibă greutatea ei când era fată plus 3 kg jumătate. Da, dar vă dați seama că și placenta mai cântărește ceva. Cam câte kilograme are placenta? Cam 300-500 de grame. Plus lichidul amniotic și acesta... Apa care se spun femeile că s-a vărsat apa. S-a vărsat apa, depinde. Deci, teoretic, un kilogram, două, variază de la o... Și femeia gravidă, care s-o putem că a avut-o, era o fată drăguță, frumoasă, subțirică, suplă? Și avea 60 de kilograme. Când este gravidă, deci, teoretic trebuie să ia un kilogram greutate pe lună în primul trimestru, după care greutatea variază de la o persoană la alta, deci să nu depășească 18-20 de kilograme maxim. Deci ce trece peste aceasta, deci înseamnă să fie ceva probleme. Ce griji trebuie să aibă o gravidă? Gravida, în primul rând, trebuie să conștientizeze faptul că tot ceea ce face și tot ceea ce se întâmplă are repercusiuni și asupra bebelușului pe care îl poartă. Și acesta, deci ea este dublu responsabilă. În primul rând pentru sănătatea ei și în al doilea rând pentru sănătatea bebelușului pe care îl poartă. Deci multe, multe mămici se miră și se întreabă de ce oare mi s-a întâmplat tocmai la copilul meu și de ce. Deci foarte multe își au explicație în modul de viață pe care l-a avut în perioada de graviditate. Alimentația așadar este importantă? Ce mănâncă o femeie gravidă? Se deosebește față de perioada dinainte de a fi gravidă în ceea ce se alimentează? Mănâncă separat de familie? Nu, deci teoretic o gravidă nu trebuie să mănânce separat de familie, nu trebuie să mănânce nici în plus, trebuie să mănânce ceva mai mult, că teoretic mănâncă pentru doi. Dar asta nu înseamnă că trebuie alimente sofisticate sau așa foarte pretențioase. Lacte mai mult decât până atunci? Produse lactate, dar deci normal să consume mai mult. Vreau să atrag puțin atenția vis-a-vis de așa numitele pofte și de discutatele pofte pe care gravida le are. Și este o perioadă când ea simte nevoia să fie mai ocrotită și să-și permită niște lucruri pentru ea mai deosebite. Dar nu că ar fi o eminență de abort sau de ceva, dacă n-ar mânca în momentul respectiv
nu știu ce aliment nemaipomenit. De exemplu, țigara este o poftă. Pentru gravidă înseamnă un risc a fuma în continuare dacă a făcut-o până atunci sau mai rău dacă se apucă acum de țigară. Țigara este un foarte mare risc. Și mai ales prin faptul că nicotina este un toxic care acționează direct asupra fătului. Deci studiile care s-au făcut au arătat că femeile, deci gravidele fumătoare, au în prima perioadă de graviditate probleme mari vis-a-vis de vărsături, de stare toxică, de sarcină. Riscul de avort în primele luni este foarte mare și de asemenea riscul de nașteri premature. S-a constatat că greutatea copilului la naștere este cu 600 de grame, deci din mame fumătoare, este cu 600 de grame mai mică decât greutatea unui socar normal și aceasta este cu atât mai mică cu cât numărul de țigări a fost mai mare. Deci vă dați seama că dacă un copil, deci un nou născut normal are 300 de grame, minus 600 de grame, deci el are 2 kg 400. Deci cu ce mai scade, da, cu ce mai scade fiziologic, vă dați seama că un nou născut de 2 kg este destul de dificil de crescut și de trezit. Ce sfaturi mai dați telespectatorilor noastre care în clipa aceasta vă urmăresc și sunt în situația de a fi gravide sau intenția ca în curând să devină gravide? Deci aș vrea să le spun că acest mister al procreației umane, această minune, nu ar trebui să fie doar creația unui nou corp biologic printr-o unire sexuală. Această nouă ființă care ia naștere și care se dezvoltă va fi o persoană care va iubi și care va urâ, care va avea personalitatea ei și va avea misterele ei. Deci dezvoltarea acestei mici creații nu trebuie să depindă de stări conflictuale, nu trebuie să depindă de perturbări sociale sau personale, nu trebuie să depindă de stare de nelegitimitate, nu trebuie să depindă de neștiința, chiar prostia a unora, de o anumită conjunctură. Deci el odată creat, trebuie să fie creat și dezvoltat până la bun sfârșit și nimeni nu poate să stea în cale. Deci atunci când pornesc la drumul acesta, trebuie să fie conștient că își asumă o responsabilitate enormă. Dragi prieteni, am vorbit despre responsabilitate astăzi. Am fost împreună cu doamna doctor Camelia Stoica-Răduț și am discutat despre graviditate. Peste o săptămână vă propunem să ne reîntâlnim ca să discutăm despre urmarea gravidității, despre alăptare. Așadar, peste o săptămână la un nou dialog cu sănătatea. Sunt Nicu Tutunaru și vă aștept peste o săptămână.